Ce poate fi mai înfricoșător decât să dai nas în nas cu un rechin însetat de sânge? Ei bine, răspunsul la această întrebare este destul de incert, dar ceea ce știm cu siguranță este faptul că o astfel de experiență este greu de egalat și cel mai probabil de uitat. Astăzi vom vorbi despre unele dintre cele mai înfiorătoare atacuri de rechin surprinse pe cameră. Barca gonflabilă versus Marele Alb. Rechinul alb, sau supranumit și Marele Alb, este renumit pentru mărimea și puterea sa. De asemenea, acești rechini sunt cunoscuți și pentru faptul că deseori ei sunt cei care inițiază interacțiunea cu oamenii sau cu bărcile. Uneori, aceste interacțiuni ce duc la violență din partea rechinului pot fi interpretate ca fiind doar niște reacții de curiozitate. Ei bine, în cazul de față, unul dintre acești rechini devine puțin prea curios de acea barcă gonflabilă și decide să o investigheze cu o mușcătură. Această interacțiune a avut loc în anul 2014, în apropierea coastei Moselbai din Africa de Sud, când un grup de bărbați au ieșit la un scurt tur cu barca gonflabilă. Ceea ce se putea termina extrem de rău pentru acei bărbați a ajuns să fie doar o sperietură colosală. Din fericire pentru ei, bărcile gonflabile sunt făcute dintr-un material special conceput pentru astfel de situații. Adică, în cazul în care un rechin sau un alt prădător se decide să se joace puțin cu inima ta, barca va rămâne intactă. Caiac versus rechinul tigru. Ce lucru rău s-ar putea întâmpla atunci când ieși la o plimbare liniștitoare cu caiacul pe apa cristalină ce înconjoară Honolulu? În cel mai rău caz, poți avea ghinionul pe care l-a avut acest bărbat și să te întâlnești cu un rechin tigru. După cum putem vedea și pe imaginile surprinse de camera bărbatului, rechinul apare parcă de nicăieri și se izbește de caiac cu viteza unui glonț. Caiacul este în teorie o bargă mică și extrem de fragilă, lucru care face ca în fața mușcăturii unui rechin tigru să nu pară altceva decât o jucărie. Din fericire pentru acest bărbat, rechinul nu a insistat prea mult, oferindu-i șansa de a se retrage către mal și de a scăpa nevătămat. Încercuit de rechinul ciocan. În 2020, în statul american Florida, un înotător s-a regăsit între ciocan și rechin. Cu toate că interacțiunea dintre oameni și rechinii ciocan nu este ceva obișnuit, atunci când totuși se întâmplă, încercuirea de către aceștia este ceva foarte comun. Acești rechini au tendința de a înota în jurul oamenilor pentru a inspecta și pentru a colecta informații precum mirosul, mișcările și câmpurile electromagnetice. Cu toate că acest tip de rechin este considerat a fi non-agresiv cu oamenii pentru că acesta se hrănește doar cu alți pești mai mici, asta nu înseamnă că nu poate deveni agresiv. Dacă după inspecție rechinul ciocan consideră că ești o amenințare, acesta nu va ezita să-și arate instinctul de prădător. Din fericire, bărbatul din videoclip nu a pățit nimic, dar cu siguranță teama pe care a simțit-o este de neuitat. Harponul salvator. În timp ce vâna pești cu harponul lângă coasta Perthului, Australia, un pescar a realizat destul de rapid că și el era la rândul său vânat. În timp ce acest bărbat pescuia, din depărtare vede o mică umbră. Ceea ce de la distanța aceea părea a fi doar un alt pește, ajunge să prindă ușor conturul unui imens rechin alb. Datorită experienței sale, pescarul reușește să își mențină calmul. Acesta știa că este imposibil ca un om să poată înota mai repede decât un rechin, iar o luptă corp la corp cu această creatură este imposibilă, mai ales atunci când singura armă pe care o ai la tine este un harpon de pescuit. Din fericire, rechinul pare să se retragă ușor de lângă bărbat, fie din lipsă de interes, fie poate datorită harponului. Cușca fantomă. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te poți scufunda în ape infestate cu rechini și de preferat să te întorci pe uscat nevătămat? Ei bine, pentru a face acest lucru, ai fi nevoit să te închizi într-o cușcă ce previne apropierea și accidentările periculoase cauzate de rechini. Aceste cuși fantomă sunt create special dintr-un plastic transparent și rezistent pentru a permite celor scufundați o vizibilitate cât mai bună asupra rechinilor, de obicei albi, fără riscul de a fi atins de unul. De regulă, aceste cuși fantomă sunt sigure, dar există și excepții ca bărbatului din videoclip în care rechinul întrece așteptările. Bărbatul, destul de sigur pe el, intră în cușcă și așteaptă răbdător să fie scufundat. Însă, de nicăieri, un rechin alb înoată cu viteză spre cușcă, izbindu-se cu putere. În doar câteva fracțiuni de secundă, cușca se sparge și îl lasă pe scafandru total expus rechinului. Ca printr-un miracol, bărbatul a reușit să scape, dar este puțin probabil să mai repete experiența. Surpriză ciocănitoare. Într-o zi, un grup de turiști decide să își facă vacanța mai interesantă prin închirierea unei bărci, ceea ce, în mod normal, ar suna o idee foarte bună pentru a te distra cu prietenii, de data aceasta avea să fie terifiantă. Deja am stabilit faptul că, în mod normal, rechinii ciocan nu sunt prea interesați de oameni, însă asta nu înseamnă că este o regulă. Multe lucruri pot declanșa instinctul de prădător al acestor rechini, iar de cele mai multe ori este bine să fii sigur decât să riști. În timp ce unele persoane erau în barcă, iar alte câteva înotau în jurul ei, un grup de rechini ciocan a înconjurat rapid barca. Este de înțeles faptul că oamenii au intrat imediat în panică, cei din apă sărind imediat înapoi în barcă. Orice interacțiune cu un rechin, de orice fel, este terifiantă, mai ales din cauza faptului că nu le cunoști intențiile.
Din fericire pentru acest grup, rechinii nu au avut un foarte mare interes și au plecat la fel de repede pe cât au ajuns, fără a cauza probleme. Ca un tigru. Când vezi un loc cu apă atât de superbă și de cristalină precum cea care înconjoară Tahiti, ai crede că nimic rău nu ți se poate întâmpla într-un așa paradis. La fel a crezut și acest scafandru până când s-a văzut față în față cu unul dintre cei mai mari prădători ai apei. După o frenezie de hrănire, acest scafandru, alături de prietenul lui, decid să privească îndeaproape un grup de rechin tigru. De obicei, este încurajată evitarea notului imediat după o frenezie, deoarece există posibilitatea ca rechinii să nu-și fi potolit încă apetitul. Ei bine, scafandrul nostru a ajuns să înțeleagă pe pielea lui acest lucru atunci când unul dintre rechinii tigru a încercat să se năpustească asupra lui. Din fericire, bărbatul reușește să se dea din calea prădătorului, acesta evitându-l la doar câțiva centimetri. Rechinul își schimbă rapid traiectoria, îndepărtându-se de scafandru și lăsându-l nevătămat. Surfing nebănuitor. Regiunea de vest a orașului Cape din Africa de Sud este renumită pentru populația mare de rechini, pentru ecosistemul marin diversificat și pentru valurile perfecte pentru surfing. Împreună cu tatăl său, Zack Berman, un băiat de 14 ani din Plettenberg Bay, își încerca într-o zi noua dronă. Dorind să își creeze o viitoare carieră ca fotograf al rechinilor, Zack a luat urma unui rechin alb cu ajutorul dronei. Ceea ce nu aștepta acesta era ca rechinul să se îndrepte direct spre zona în care mai mulți oameni făceau surf. Rechinul a început să înconjoare zona, înotând chiar pe sub picioarele oamenilor aflați în apă. Din fericire, Zack și tatăl său au anunțat rapid autoritățile care au eliberat imediat zona în care Marele Alb își făcea veacul. Datorită celor doi, nimeni nu a fost rănit și ceea ce putea deveni un coșmar s-a terminat cu bine. Tigrul din Fiji. Într-o zi ce promitea că nimic rău nu se poate întâmpla, un grup de scafandri curajoși au decis să facă ceea ce nu mulți ar avea curajul, să înoate cu rechinii. După scufundare, grupul s-a poziționat în jurul unor pietre mari, așteptând apariția magnificelor creaturi. Ceea ce nu au anticipat aceștia era faptul că și ei la rândul lor erau urmăriți. Parcă de nicăieri, un enorm rechin tigru apare în spatele grupului și se năpustește cu viteza asupra lor. Din fericire pentru ei, aceștia erau însoțiți de un instructor experimentat care a avut suficient timp de reacție și s-a poziționat între grup și rechin, împingând efectiv cu mâinile goale prădătorul. Instructorul a fost profund lăudat pentru curajul său, căci datorită lui, mai multe vieți au fost salvate în acea zi. Plimbare cu barca. Este extrem de comun ca focile, păsările și uneori chiar mici viețuitoare acvatice să poposească pe marginea bărcilor, pe plăci de surf și chiar stânci pentru a se ascunde de prădătorii ascunși în apă, dar ce faci atunci când un rechin sare direct în barca ta? Ei bine, exact asta i s-a întâmplat unui pescar din Noua Zeelandă. Uneori, rechinii folosesc această tehnică de lansare în care înoată cu viteză către suprafața apei, făcând o săritură mare. Cumva asemănător cu delfinii, doar că scopul rechinilor este de a prinde prada de dedesubt. De asemenea, rechinii pot folosi această tehnică atunci când vor să impresioneze o femelă sau când vor să-și arate dominanța față de teritoriul lor. Ei bine, nu știm cu exactitate ce a vrut acest rechin mako să facă, dar cert este că nici el și nici pescarul nu s-au așteptat la o aterizare în barcă. Din fericire pentru el, rechinul a reușit să se arunce singur înapoi în apă, fără a fi rănit. Această situație este una specială, nefiind sigur cine a fost mai speriat, rechinul sau pescarul. Cam atât și cu lista noastră. Dacă ți-a plăcut, spune-ne, te rugăm, în comentarii dacă tu ai avea curajul să înnoți cu rechinii. Până atunci, noi îți mulțumim de vizionare și ne auzim data viitoare!